Hello. Sorry, English? Yeah. Are you here? Yes. Okay, I want, I don't know what is right here. What you like? It's 100% beef, okay. Cheddar, cheese, bacon. Yes. No, ok, perfect. I want one. Okay. Bun, o să-mi iau un burger cu vită, e 2600 de forinți, vine undeva la 30 de lei, cred că, dacă nu greșesc. Cam 30 de lei. Hai. Okay, 10 minutes. 10 minutes, ok, I wait. You eat here or take away? I don't know. I will go 10 minutes and after I will come back. It's okay? Okay. Okay, thank you. Ok, bun. Cât aștept 10 minute să mi se facă, o să dau pe aici o tură. Dar așa că sunt în curbă. Avem aici în față o arenă. Dați așa. Bine v-am găsit, dragi prieteni, la un nou vlog cu trotineta electrică. Avem aici cu Kirin, de fapt, cu Kirin G3, pe care am luat-o la o plimbare la munte în Ungaria. Mă aflu într-o stațiune montană. Am mai fost aici o dată sau de două ori, ca să zic așa. De fapt, cred că asta e a treia oară, da. Odată am trecut pe aici, m-am oprit puțin. O să am în plan să fac mai multe vloguri aici cu trotineta și să mă plimb, pentru că este o zonă foarte mare, foarte frumoasă. Mi-am comandat întâi un burger, că mi-este foame, gheorăie mațele. Dar până atunci, până 10 minute, 15 minute, o zis că pot să mă duc. Și după care o să mă întorc să mănânc burgerul și după care o să vedem puțin ce este aici. Este o stațiune montană, deci mă aflu în Ungaria. Se numește Szilvásvárad, nu știu exact cum se pronunță. Puteți să căutați pe Google să vedeți, am căutat, e foarte frumoasă. De acolo avem un graffiti drăguț. Și avem un pârâu pe aici și vreau să merg puțin în sus să văd despre ce-i treaba. O să fie un vlog în partea aceea, o să fie un vlog în partea asta, probabil, pentru că e o zonă foarte mare. Și o să testăm trotineta pe zona asta montană. Trotineta asta are 1200 de vați, un G3. Ia să mergem în sus, să vedem. Sper că filmează bine. Aici e o arenă, ceva pentru cai. Nu știu cum filmez eu acum, sper. Ce e pe aici? Este ceva în direcția aceea, nu știu exact ce este. Da, teren de sport, cu piscină, cu... A, cred că e o pensiune privată la 400 de metri în direcția asta. Ar mai fi ceva în sus. Pe mine mă interesează, vreau să urc cât mai sus. Dar o să mergem... Ba, e așa de frumos. A plouat. Sper să nu mai plouă. Să nu mă prindă ploaie. A, dar n-am voie pe aici. Ba da, am voie. Hai să urcăm. Deci, nu știu pe filmare. Uai, avem și mâncare. Avem fructe, corcodușe. Să mănânc o corcodușă acum înainte. Ia să vedem, înainte de masă, băgăm o corcodușă ungurească. Avem un traseu. Ai voie cu mașina sau ce e aici? Wow, mamă, ăsta e teren de off-road, Ce e aici? Wow, e ceva. Ce arată acolo? Millennium. Nu știu ce scrie aici. A, e o mănăstire, cred, sau ceva, de la 10 la 6, program, cred că e mănăstirea, 1940 de metri, ce? Atât ai de mers, nu știu ce scrie aici, 2 ore, 2 ore jumate traseu, cred că asta, 2 ore, cred că asta înseamnă că aici, eu am văzut 2 ore și cred că asta înseamnă că e traseu. A, uite-mă că scrie, Welcome to Book National Park, we shall present work of the nature, așa. Așa, bun. Da, traseul are aproape 2 km și o înclinație de 210 metri. Bun. Ok, bun. N-ai voie să faci focul și lucruri de genul ăsta. Numai că eu acum, dacă mă duc pe traseu, ideea e că trebuie să mănânc întâi. O să facem probabil traseul ăsta de off-road după. Poate o să-l fac separat, nu știu. Dar întâi vreau să mănânc. Dați așa. Hai să urcăm pe aici. Ia. Nu știu ce este exact. Asta cred că pe aici urcă cu mașinile. Aici sunt panouri fotovoltaice. Da, cred că e aceeași. Dacă stau să mă uit bine, uitați-vă la drumul ăsta, pe aici poți să urci cu mașina, iar pe acolo probabil prin pădure poți să faci traseul către mănăstirea care se vede sus în vârful dealului. Dar n-am timp acum, că vreau să mă duc să mănânc întâi și după care o să vă prezint zona. Uai, ce am găsit aici! Nu cred, o casă! Vai, trebuie să intru în ea! Am o atracție pentru casele părăsite. De ce? Nu știu de ce. Dar îmi plac. Explorăm o casă părăsită. Ăsta va fi titlul, gata, nu? Pam! Nu, dar acum la modul cel mai serios, mi se pare foarte interesant. Stați așa. Lasă că mai așteaptă burgerul la 10 minute, după care mă duc la el. Stați așa. Bă, explorez o casă părăsită în Ungaria. Bă, stai așa. Stați așa, tătică. Stai să opresc puțin bateria. Era să calc un melc. Stați așa, stați așa. Uite melcul. Lăsăm trotineta. Un melc alb. O cochilie frumoasă. Îl lăsăm deoparte aici. Bun. Bă, s-aude un câine. Ah, e ud și urzici. Și ce mai e pe aici? Ce e aici? Boschețe mari. Sper să nu calc în ce nu trebuie. Și sper că nu-i nimeni aici. E cineva acasă? Mamă, ce boschetărime e pe aici. Deci... mamă, ce... am căzut pe o creangă. What the fuck? Asta e un fel de hambar. Și cu un WC-ul. Ce pana mea? Deci e un WC-ul. Acolo e un pod, o intrare în pod. Da. Gunoaie, boscheți... Nimic interesant, bun. Dar totuși explorăm. N-am mai explorat de mult o casă părăsită. Uite alt melc aici. Ăsta e lipit aici sus. Cum e aia de pe TikTok? Bună dimineața, melc! Bună dimineața, pescăruși! Bună dimineața, ceacre! Bună dimineața tuturor! N-ați dat pe like încă? O să vă bântuie melcul cu... Mamă, ce-s astea? Cireșa mare, ceva, nu știu, pe jos. Niște cireșele roșii. Bă, ce creepy aici. Mamă, cât e de creepy asta. Bună dimineața, melc. Bună seara. Nu-i nimeni aici, e un graffiti. Mai e o casă mai în față. O clădire. E o ceva de apă acolo, nu știu ce m-am amuzit. Ia, păsărele. Cât de frumos aud păsărele. Ah, și mă pișcă țânțari. Am zis că mi se pare mie, dar îți țânțari. Și a uitat cineva chiloții aici. No, și cred că asta este. Pe partea aia, la altă nu mai e nimic interesant. Bă, da, deci fiți atenție, junglă aici. Are și de-astea, exact o junglă. Exact ca o junglă este. Stai, pe unde mă întorc? Pe acolo am luat. Ba, dar mă pișcă țânțari pe aici, că e umiditate. E vegetație și m-au ciuruit țânțarii pe picioare. Da. Bagă-te, Bogdane. Bagă-te. Aici surzici. Surzici moarte. Sper. De la care nu înțeapă. Hai că mă întorc să-mi iau. Fuck. M-am murdărit. No, no good. No good. Hai. Să-i dăm. Oi. Hai să-i dăm, să mâncăm, să vedem. Mai înapoi, din coace. Mi-am luat burgerul și acum o să mergem pe partea asta să vedem ce este. Să merg în dreapta, în sus, sau să merg în partea asta? O să merg pe partea asta, să mă duc să mănânc liniștit, poate găsesc ceva, vreo bancă pe acolo. Și după care urcăm în sus, să vedem și noi care e pe aici treaba. Deci e o stațiune. Urcăm cu 45 la oră. Dar urcăm bine chiar. Ce frumos, ce relaxant e. Fără mâini acum. Oh, ce fain e. Pe aici scăbănuțe de închiriat, căsuțe. Ia să vedem noi ce e pe aici, în stânga, în dreapta, nu știu unde să merg. O să merg în partea asta să văd de curiozitate. Oh, ce frumos. Ce frumos se vede stațiunea și în partea. Ok. Și ajungem pe o poiană, ceva. Ai voie în partea asta? Vreau să mă duc undeva să mănânc. Bă, eu sunt pe off-road acum, deci... Oh, căluții. Aici sunt căluți. Mâncăm cu căluții. Ce ziceți? Se aude ceva din partea aia, vorbind cineva la microfon, nu știu. Ce frumos se vede aici. Ce frumos, ce liniște e. Aici mă pun să mănânc. Deci serios. Hai, stai că nu mai. Mă pun aici să mănânc și mă uit la cai ăștia. Oh, uite, pot să urc acolo, mai sus. Da, nu mai mă urc acum. Vreau să mănânc aici. Sper că vă plac micile mele. Oh, ce cald e. Aventuri, așa că ia să vedem noi cum arată acest burger cu vită. Bă. Deci 2600 parcă de forinți ar veni undeva la vreo 30 de lei. Adică un preț normal, decent, și este și na, stațiune și arată chiar foarte bine. Bă, dar asta e și un culiță. Mi-a pus și a pus și un culiț și a pus și aici, a pus de toate. Iar acum hai să-l degustăm. Eu zic că arată bine. Și aici așa în natură. Mă pun jos în funduleț, dar nu mai văd cai, că e iarba asta. Că de cât îi văd. Dar mă uit așa la peisaj frumos. Ia. No, bun. A. Mănânc și revin. Op, am văzut o cărare ceva. Am văzut o cărare pe acolo. Sau mi s-a părut. Am văzut o cărare. Ce e asta aici? O cărare? A, e... nu. Cred că e privată, că văd că e închisă ceva, nu-mi dau seama. Da. Bun, am plecat de acolo. Mergem să căutăm alte locuri mai faine. Mai sus n-aveam ce să fac, era doar câmp. Restaurante. Mai ce frumos miroase a tei. Pe aici sunt restaurante. Și mi-a zis cineva că e o zonă frumoasă pe partea asta să merg. Am mai întrebat să văd. Am întrebat să văd unde aș putea să merg aici. Fetițele la plimbare. Pe aici, pe undeva. Ci că este un lac sau ceva. Ce tare! Da, mi-a zis cineva că să merg în direcția asta, că e un lac. Și uite lacul. Bine, sunt multe lacuri pe aici, prin stațiune. Ce faină e apa. Pare verde, văd că are și pește. Se vede că are pește, clar. Bă, de aceea îmi place cum e complet îngrădită cu pomi. Foarte frumos. Și nu știu ce e ăsta. Deci n-am mai văzut așa, nu știu ce e ăsta. Uite aici un nuc. Dar ăla e foarte interesant, că nu știu ce... Are niște frunze. Foarte interesante ăsta. Ce frunze are asta? Nu știu ce e asta. Ceva molit. Băi, ce ușor se rup astea. Nu știu ce sunt astea. Băi, ce sunt astea? Conuri. Viitoare conuri. Ce e asta? Mamă, dar ce scoarță are! Wow! Deci o să par acum prost, dar nu știu ce este. Uite și sunt mai mulți la fel. Nu mă pricep foarte bine la conifere. Bă, dar ce imens e! Cum are scoarța! Ce mare e! Wow! Și ăla, dar ăsta e gros tare de tot. Wow, ce frumos e! Ce pește o fi aici? Că văd că, uite, se văd acolo. Cred că-s roșioare. Se văd la suprafață. Apa pare foarte limpede. De acum nu bate soarele aici. Uite și nufăr sau ce e ăsta de aici. Foarte frumos. Ia hai să dăm o tură pe aici pe zonă. Uite pe acolo se duce, văd că lacul. Foarte frumos. Hai să vizităm pe aici. Deci ce pot să vizitez și în același timp vedeți și voi. Dacă ați fost vreodată aici, vreau să-mi scrieți. Dacă e cineva care are rude în Ungaria sau locuiește în Ungaria. Foarte fain. Alune. Alune, 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 alune. Alun. Ăsta e un alun. A, dar n-are încă. N-are. Ăsta e alun. Ba da, are. Ba da, are. Uite. Alas mici. Mai durează până se coc. Cam prin iulie-august. Eu vânez fructe acum. Azi moi. N-are nimic. Mai durează o lună minim până se formează. Bun, avem aici niște Szilvásvárad, nu știu ce e asta, o clădire. Aici e un muzeu, ar părea să fie acolo sus un muzeu, da? Așa zice. Ba nu. Ce e? Ori acolo, nu știu. Sau aici. Vai, dar uitați-vă cât de frumoasă e zona asta și relaxantă. Foarte plăcut. Sus, hai fată. Urcă, aici e ceva. Aici o fi muzeu? Eu mă duc exact unde cel mai rău drum, acolo mă urc. Acolo vreau să văd eu. O, da! Aici ce e? E privat? Cred că e privat. Ori o fi muzeu, dar... Nu, pare ceva că se recondiționează clădirea, văd că are schele metalice. Și în partea văd ceva mare. Așa. Hai să mergem pe aici, pe drum. Băi, dar cum, cât de frumos și fai ce-mi place. Deci iubesc să merg așa prin natură. Ce frumos se vede. Ce e ăsta, bă? Ce e aici? Cred că e ceva privat. Wow! Ce e aici? Pontesa de 4 stele. Wow! Băi, eveniment, nuntă, ce e acolo? Bă, ce frumos e! Cred că e ceva pentru evenimente sau hotel sau... Mamă, ce frumos e aici! Super! Super! Foarte tare. Da, cred că e de închiriat, adică cred că sunt camere, nu știu, palat, ce-o fi ăsta? N-am idee. Hai să facem pe drum. Cred că ieșim în... Oh! Cobor scările cu trotineta! Nu cred! Băi, de capul meu! Cobor scările cu trotineta! Bă, da-te-n pana mea! Nu cred! Stai, bă, că eu n-am văzut că scări, mă! Cum vreau să cobor scările? Câte mai sunt, mă? Bă, nu mai scări până jos. Hai, dai pe drum normal. Uite la băncuța asta. Stai că sunt mai scări. Bă, cum să cobor, mă, cu trotineta electrică? Scările, mă. Hai de capul meu. Sper că filmează asta. De așa că văd aici dacă filmează sau nu, da. Vai, uite o băncuță. Tai pe loc. Frumos. Hai să mă așez aici puțin. Ce frumos. Da, uite, deci e drumul ăsta. Miroase a tei, miroase a plante aromate, miroase a multe. Foarte fain. Uite, băieții aia cu motocicleta, cu ce-s acolo? Da. Băi, și atât de cald, de caniculă, a fost caniculă zilele astea. și se simte așa în aer o tensiune, o presiune, o toropeală, e sufocant așa, dar totuși a plouat. Dar aici bine că e munte, am zis să vin să mă relaxez că nu mai e. Nu se poate altfel. Băi, dar ce frumos e. Da. Îmi vine să sar acum pe aici, să dau niște salturi, ceva, dar nu prea pot multe. Hai, continuăm. Da, pe drum pe aici, că scări. Ia. Ce faine, bă. Frumos. Foarte frumos. E foarte fain cu trotineta electrică pentru că nu face nici zgomot și poți să vizitezi o arie mai mare. Vai, dar ce frumos e și aici, curtea asta cu iarbă, cu căbănuță, nu știu ce e aici, mare. O fi ceva, cred că mă gândesc că fac, cum sunt și la noi de-astea pentru copii, tabere sau ceva, mă gândesc. Uite așa, a, da, arată. Chiar tabere. Se organizează. Foarte fain. Hai să vedem ce mai găsim. Mamă, ce frumos se vede pe aici. Deci e zona superbă. E foarte frumos, ce fain se vede încolo. Păcat că nu pot să dau zoom cu GoPro-ul. Poate doar din editare să dau așa, dar o să se strige claritatea. Deci cum se vede zona asta superbă. Aici sunt niște trenulețe pe care poți să le închiriezi. Cred că o să și fac lucrul ăsta. Dacă o să fac asta, o să adaug vreo 2 secvențe, să nu uit. O să închiriez, să mă urc și eu cu trenulețul. Sunt mai multe, văd că. Să te urci cu trenulețul până sus. Foarte frumos. În partea asta este o zonă care cu cai, ceva lipicai, care se fac evenimente. Odată am nimerit un eveniment când eram în trecere de câini, concurs de câini, altă dată fuseseră cu cai, acum văd că nu-i nimic în momentul de față. Foarte frumoasă zona. Pe aici, peste tot, poți să te plimbi, poți să vezi foarte multe lucruri. Uite ce flori frumoase, interesante. Da, e destul de liber acum, observ. Nu prea e multă lume, poate că nu e niciun eveniment, dar foarte frumos. Deci superb. Superb, dar face și pe la noi ceva interesant așa, ar fi blană. Foarte fain. Încolo stațiunea. Pe partea aia o să fie alt videoclip separat, deci o să vedeți un video cu totul altfel. Ori l-ați văzut, nu știu când l-am pus, cred că să fie ceva diferit. Acum vreau să mă duc să fac off-road. Exact pe drumul ăsta. Pe aici o să fac off-road. Iar dacă mi iese, o să fie un videoclip separat. Așa că aici o să se oprească video ăsta. O să fie mai multe videouri. Vara asta vreau să rup vlogurile cu trotinete și am nevoie de voi, cât se poate de sincer. Să apăsați pe like, să distribuiți și să lăsați multe comentarii. Nu știu, lăsați 10 comentarii de fiecare, dar comentarii constructive, cu sfaturi, cu ce vreți să mai vedeți, nu știu, n-are importanță. Ideea este că vreau să mă axez foarte mult pe trotinete și nu doar trotinete. O să urmeze probabil și cu ATV-ul și cu ce vreau eu să mai îmi iau, dar nu vă mai zic încă, vă țin în suspans, așa că dați like-uri și o să urmeze să încercăm off-road aici, pe drumul ăsta. Nici nu știu la ce să mă aștept, așa că dați un like și așteptați următorul video. Sper să iasă. Pa!